Primarii condamnați la închisoare pot rămâne în funcții. Este vorba despre cazurile în care condamnarea este cu suspendare, fapt care nu afectează mandatul. Acesta încetează doar atunci când aleșii sunt condamnați definitiv cu executare. Decizia vine după ce senatorii au respins cererea președintelui Klaus Iohannis de reexaminare a proiectului de modificare a statului aleșilor locali. Astfel, primarii și președinții de consilii pot să-și păstreze funcțiile, însă legea se aplică doar celor condamnați la închisoare cu suspendare. În caz contrar, mandatul va înceta. Președintele Klaus Iohannis este de părere că o astfel de lege ar putea afecta lupta împotriva corupției, precum și eficiența cadrului legislativ în materie de integritate. Controversa vine după ce la alegerile locale din 5 iunie, mai multe persoane condamnate definitiv la închisoare cu executare au fost alese în funcțiile de primar sau consilier.